Bună dimineața! V-ați pus vreodată întrebarea cât valorează o faptă bună? Ei bine, eu vă spun că faptele bune nu au preț, dar sunt singurul lucru care contează cu adevărat în această viață. Astăzi, interpreta de muzică ușoară Cătălina Rusu este cea care vrea să spargă toate șabloanele și demonstrează faptul că și vedetele au suflet. Interpreta a organizat un eveniment de caritate pentru copiii bolnavi pentru a le oferi șansa la un nou zâmbet. Cine sunt interpreții care au venit să o susțină, ce sponsori are și cât de mult suflet a depus interpreta în acest eveniment, aflăm în continuare. Evenimentul de caritate Unirea face puterea a fost organizat de către interpreta de muzică ușoară Cătălina Rusu. La una din terasele din capitală s-au adunat artiști peste artiști, nume sonore, persoane publice și pur și simplu curioși care se opreau în stradă pentru a savura evenimentul. Gazda și-a întâmpinat oaspeții cu multă căldură, oferindu-le o atmosferă de relaxare și sărbătoare. Scopul evenimentului de caritate a fost acordarea unui suport financiar pentru două fetițe, Daniela, de 15 ani, care este bolnavă de cancer, și Dina Crețu, de 2 ani, care are nevoie de o operație de cord. Și așa, foarte emoționată, Cătălina a găsit cu greu cuvinte pentru a exprima ceea ce simte. De fapt, ideea a venit din partea unei doamne care este moldoveancă, dar trăiește de foarte mulți ani în Spania. Și din start ideea a fost să facem niște brățăruțe, știi, pe care să le publicăm, știu eu, să le facem un fel de publicitate pe net, să le vindem și banii colectați să meargă pentru copilași, pentru, știu eu, cele mai critice cazuri de cancer. Pe mine mereu mă sensibilizează astfel de cazuri și ori de câte ori am posibilitatea, nu ezit să merg într-un ajutor și, într-adevăr, nu mi-am dorit, am dorit să fie un eveniment mare, dar nu public, poate. Cine știe, poate mai departe o să urmeze și mulți, mulți, mulți alți copii care o să fie ajutați de noi, cu ajutorul Domnului, desigur că. Colegii de breaslă au susținut-o pe artistă în inițiativa ei frumoasă și s-au declarat încântați să fie prezenți la un astfel de eveniment de suflet în pofida graficului încărcat. Mă bucur nespus de mult pentru Cătălina, pentru că i-a venit această idee frumoasă și că a acceptat foarte multă lume să vină. E și normal să găsești timp pentru a ajuta pe cineva, a face un bine în viața asta, fiindcă e și normal, e uminește. Tot timpul am fost pentru astfel de evenimente și Cătălina este bravo că s-a apucat să facă o astfel de chestie, fiindcă nu este atât de ușor. Eu cred că noi oamenii am trăit mult mai bine toți pe pământ dacă am face mai mult bine pentru cei din jur decât pentru sine. Ideea de a organiza un eveniment de caritate este întotdeauna binevenit și eu zic că dacă avem puțin timp liber și putem cu cântecul nostru, chiar cu un suport financiar, vie cât de mic, putem să aducem o bucurie sau să ajutăm la tratamentul acestor copii. Totuși, noi interpreții suntem uniți, vreau să zic, și mă bucură faptul că ne vedem de atâtea ori în atâtea spectacole de caritate. Este o idee foarte bună. Mai des, Doamne, așa idei la persoanele publice, pentru că noi avem mai multe cunoștințe și ne este mult mai ușor să organizăm astfel de evenimente. Este o idee foarte bună și eu cu mare drag de obicei particip la astfel de evenimente, pentru că trebuie să ajutăm. Dacă noi nu o să facem acest lucru, cine o să facă? Noi venim din toată inima să cântăm, pentru că întotdeauna m-am rugat fiecare copil să fie sănătos. Și atunci când te rogi pentru copilul tău să fie sănătos, te rogi și pentru ceilalți, pentru toți copiii din lume. Vii la ele să cânți, dar vii cu tristețe în suflet, pentru că știi că cineva suferă. Noi trăim cu speranța în viața asta, dar speranța uneori trebuie să înțelegi realitatea în care ne găsim noi. Am venit ca și colegii mei și toți din partea mea ce trebuie să fac, eu am să fac. O artistă frumoasă, organizează așa fel de eveniment și cu siguranță, toată lumea spune că deja prea multe evenimente de așa gen avem. Eu am o părere că nu e posibil să fie prea multe, pentru că așa e, cât multe, cât mai multe trebuie. Sunt oameni concreți care au nevoie de ajutor și dacă stă în puterea noastră de a face ceva astfel încât să facem să fie lucrurile mai bune,
Eu sunt sigur că fiecare face să fie așa fel. E un început foarte frumos atunci când tu îți dai ceva de suflet pentru cei din jurul nostru care au nevoie de ajutor. Dintr-un moment mai trist încerci să faci un moment mai frumos pe viitor. Adică după, în urma acestor donații vreau să cred că are să fie mult mai bine la ambele fetițe despre care este vorba astăzi. Mă bucur pentru Cătălina că organizează astfel de evenimente, chiar suntem și colegi, și prieteni și ca parteneri, de fapt. Am venit adică să o susțin. Cătălina Rusu este de fapt o prietenă de-a mea și mi-a spus așa printre altele, a venit la acolo meu pentru prima oară și mi-a spus că ar fi o idee interesantă să organizăm un eveniment caritabil aici. Și m-a întrebat așa ca între prietene dacă aș dori să fiu gazda acestui eveniment. Desigur, pentru o cauză nobilă, normal că am acceptat. Așa că, din cauza asta, suntem toți aici astăzi ca să susținem o cauză nobilă pentru copiii bolnavi de cancer. Atmosfera era una prielnică. Muzică, zâmbete sincere, strângeri de mâini și licitații. Da, licitații, organizate cu scopul de a aduna banii maxim necesari pentru a oferi un sprijin celor două fetițe, Daniela și Dina. 1000 de lei, o banalitate. Și nu uitați că nu e vorba doar de o rochie și de un prezent care îl faceți mai târziu soției, prietenei sau persoane dragi. Mă rog, un bărbat nu o să-i facă cadou altui bărbat. Mă rog, fiecare cu treaba lui. De 2 ani, care are o problemă foarte gravă la inimă, adică ea s-a născut inițial un copil absolut normal, dar că peste 2 luni inima ei nu a mai funcționat așa cum trebuie, adică jumătate din inima ei este mai mică, ceea ce face ca fetița să obosească foarte mult, să nu ia kilograme și deci vă dați seama că, din păcate, cazul ei este destul de grav, ea a suportat deja o intervenție chirurgicală în Germania, rezultatul a fost, bineînțeles, bun, dar tratamentul trebuie să fie continuat pentru că altfel primul tratament nu ar avea rost. Operația fetiței costă 12.420 de euro, o sumă aparent mică, dar după operație în Germania, după doi părinți, care, dintre care unul este șomer, vă dați seama că este destul de complicat. Eu întâmplător am vorbit cu Cătălina despre acest caz și ea mi-a demonstrat încă o dată că este exact așa cum este și mulțumesc mult, mult de tot. Ea a decis să mă ajute, să ne ajute pe noi. Dina este fetița colegului meu, Ion Crețu, operatorul nostru din această seară, unul din operatori. Și Ion, vă mulțumesc din tot sufletul și vă mulțumesc mult că ați venit și că ne-ați convins că aveți cu adevărat inimi și suflet de mari. Cătălina, mulțumesc încă o dată! Plin de recunoștință, cei prezenți la eveniment s-au simțit bine, s-au bucurat de muzică, de suflet și au fost împliniți pentru că au simțit pe pielea lor că unirea face puterea.